Inconștiență extremă la volan. Un bărbat de 31 de ani a fost surprins de polițiștii serviciului rutier Olt în afara localității Scornicești în timp ce conducea cu 208 km pe oră pe un sector de drum cu limita de 100 de km pe oră. Bărbatul a fost sancționat de autorități cu o amendă în valoare de 1.305 lei și a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile. În ultimii 10 ani, un sfert dintre persoanele decedate în accidente rutiere în România și-au pierdut viața în urma unor evenimente cauzate de viteza excesivă.